Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Apel. Dinu Zare este numele meu, gazda dumneavoastră aici la televiziunea Intermedia Suceava. În platoul nostru, invitatul din această seară este capitanul Alin Găleată, purtător de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bucovina al județului Suceava. Bună seara, mulțumesc că ați acceptat această invitație. Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație. E bine să mă aflu printre cunoscuți după multe săptămâni petrecute în Vama Siret. Mă bucur chiar că m-am eliberat puțin. Abia s-a terminat pandemia, s-a terminat, nu știu, a ajuns în zona asta în care au fost eliminate restricțiile și răsuflăm ușurați. Așadar, abia s-a terminat perioada asta de 2 ani, că Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bucovina al județului Suceava are acum o nouă provocare în față și s-a aflat în ultima lună, în ultimele 4 săptămâni, ISU Suceava în prima linie a acestei crize a refugiaților, acestei situații generate de un flux mare de refugiați în România ca urmare a războiului din Ucraina. Vom discuta în prima parte a emisiunii despre activitatea Inspectoratului pentru Situații de Urgență în această situație, despre cum v-ați organizat și care au fost acțiunile întreprinse pentru a veni în sprijinul celor care caută, fugind din fața războiului, caută refugiu în țara noastră. Pentru început, așa, v-aș ruga să ne faceți o prezentare cum este implicat Inspectoratul pentru Situații de Urgență în această situație. În primul rând, mă bucur că ați amintit de perioada pandemiei, pentru că la fel de inedit cum a fost acea perioadă, la fel de inedită, când nu ne-am mai întâlnit cu astfel de aspecte. Și evident, noi am fost în prim plan și atunci și acum se repetă această poveste. Într-adevăr, n-am avut nicio experiență anterioară, nici nu am putut să ne, să ne uităm în alte zone și să luăm exemple de bune practici pe care să le punem în aplicare, astfel încât a trebuit să ne adaptăm în fiecare zi la provocări și să încercăm să facem ceea ce este mai bine pentru a gestiona această criză. Prima zi, de fapt cu mult înainte de a începe acea zi de 24, când au început să vină cetățenii ucraineni, deja, și dumneavoastră știți lucrurile acestea, noi deja reinspectam terenurile unde ar fi putut fi amplasate taberele mobile și deja știam dinainte amplasamentele unde ar fi trebuit ele să fie ridicate. Dar așteptam, evident, momentul când afluxul ar fi fost mai mare, pentru că știm foarte bine, deși atunci s-au semnalat unele probleme, totuși, în primele zile, cei mai mulți cetățeni ucraineni erau cetățeni cu posibilități care efectiv doreau doar să tranziteze țara și foarte puțin aveau locuri de cazare, dar pe care le închiriaseră din timp, le reținuseră. Și atunci, exact pe data de 25-26, era într-o sâmbătă, mi-aduc aminte că trec foarte repede. 26, dacă este vorba despre ziua de sâmbătă. Sâmbătă, da. Pe 25 deja eram acolo prezenți. Pe 26, în momentul când deja s-a anunțat un aflux mai mare, taberele noastre au fost ridicate, cel puțin dacă ne gândim la cea de pe stadionul Siret, am văzut sub ochii mei în 2 ore 30 de corturi răsărind. A fost o intervenție foarte rapidă. Ne-au ajutat și colegii de la Neamț și cei de la Bistrița și practic în câteva ore am avut operaționalizat acea tabără. Și vorbind despre această situație, putem așadar să vorbim despre perioada dinainte de 24 februarie, prima zi a atacului,
și perioada de după 24 februarie. Înțeleg că perioada de dinainte de 24 a fost o perioadă de pregătire. Exact. Evident, nu a fost o surpriză pentru nimeni faptul că a început un conflict militar, în sensul că de vreo 2-3 luni tot am asistat la mesaje de avertisment transmise de partenerii noștri din NATO, de țările vestice, de lideri ai țărilor vestice, cu privire la faptul că există probabilitatea izbucnirii unui conflict armat în acea zonă. Și înțeleg că aceste avertismente au fost luate în serios la nivelul structurilor din România și a existat o pregătire pentru un astfel de scenariu al unui număr mare de refugiați care ar urma să vină în România. De altfel, noi am mai și difuzat în acel interval dinainte de începerea efectivă a conflictului armat, faptul că există astfel de tabere mobile aflate în dotarea inspectoratelor pentru situații de urgență din țară, inclusiv la Suceava, posibilitatea să vină dar și altele. Să în ce a constat perioada asta de pregătire? Acest lucru, deci o pregătire mai mult ca un antrenament, pentru că noi taberele respective, taberele mobile, noi le aveam dinainte, noi oricum făcusem antrenament cu ele, pentru că nu erau destinate refugiaților, dar erau destinate pentru situații de urgență generate de incendii majore, de inundații, de cutremure, și atunci inclusiv aceste locuri care au fost identificate, ele deja există la nivelul fiecărei UAT, fiecărui UAT din județ. Sunt astfel de locuri în care populația știe că trebuie să se retragă și n-ar putea fi amplasată o astfel de tabără. Acest lucru îl facem și la exercițiile de cutremur la școli. Inclusiv toți copiii știu că trebuie să adune în zona terenului de sport, de exemplu. Deci există o zonă de genul acesta. Și acum și se practic vede că, o scurtă paranteză, se vede că ați trecut prin vizită pe la mai multe unități economice, să spunem așa, mai mari, pentru că am văzut că apar din ce în ce mai des indicatoare prin parcări, pe la hipermarket-uri, pe la instituții, cu locuri de adunare în cazul în care se întâmplă anumite situații de urgență. Asta e, bănesc, ca urmare a... Nu neapărat ca urmare, dar e bine de... Adică sunt prevăzute în legislația specifică. Există legislația specifică, iar cei din interiorul unităților îl știu. Probabil că este și pentru cei care sunt acolo, se află în trecere, în tranzit, și atunci și ei trebuie să știe unde trebuie să se adune. Iar cu taberele la fel. Și ați făcut vreodată exerciții, nu cred că au mai fost folosite până acum acestea. Da, în timpul pandemiei, toate corturile pe care le-ați văzut erau corturi din aceste tabere. De aceea spun, când mergem la incendii de pădure, la fel, am folosit parte din tabere, bucătăriile mobile, la fel, au fost introduse. Dar nu la acest nivel. Într-adevăr, să avem două tabere ridicate pe un stadion, nu s-a întâmplat. De aceea spuneam că timpul în care noi l-am ridicat ne-a depășit toate așteptările, deci a fost mult mai rapid decât am prezis noi că se va întâmpla. Și atunci cu atât mai mult bucuria a fost mai mare când am văzut că putem să operaționalizăm și cetățenii, deja cei fără documente care ar fi stat în tranzit, pentru că aceste tabere, trebuie să precizăm acest lucru, nu sunt pentru locuit. În ele se stă maxim 72 de ore până când se găsește o altă locație sigură, evident, acoperită, cu condiții mult mai bune. Și despre acest aspect, la fel, în aceeași perioadă, s-a luat legătura cu toate pensiunile și toate locațiile care oferau spații de cazare, iar noi aveam deja lista cu absolut locațiile care oferau spații de cazare, în caz că ar fi trebuit să redirecționăm persoane în aceste spații. Și la momentul actual, la fel, se întâmplă acest lucru, pentru că a fost o organizare extraordinară. În zilele următoare, toți transportatorii nu puteau oricine să vină, să ia o persoană, să o bage la el în mașină și să o ducă el de capul lui undeva. Sau, evident, asta. La fel la pensiuni, pentru că în primele zile era tendința aceasta. Asta ține de organizarea de acolo. Exact. Așadar,
pregătirea dinainte, să zic, nu știa nimeni o data și ora exact când avea să se întâmple, dar exista o probabilitate destul de mare, de altfel probabilitate confirmată. Pregătirea dinainte, înțeleg că am constat în reverificarea blocurilor despre care spuneați că erau deja cunoscute, unde ar putea fi instalate astfel de tabere mobile pentru refugiat, pentru scurtă ședere, da? Pentru triaj. Și nu știu, au mai fost luate și alte scenarii în calcul în perioada de pregătire, zic. Da, exact cum spuneam, deci în afară de aceste locații s-au găsit toate locurile cazare disponibile și acest lucru s-a făcut săptămânal, efectiv din moment în moment până când s-a apropiat de termenul în care aceștia au început să vină. Pentru ca noi să fim siguri, în acest timp deja cetățenii ucraineni sunau și își rezervau camere în aceste locații și noi trebuia să știm cât este numărul real în momentul în care începeau să vină număr mai mare, aflux mai mare de persoane. A venit și ziua fatidică de joi 24 februarie și am început să vedem acest flux de persoane care intră în țară. În prima parte au fost acolo prezenți și foarte vizibili voluntarii, cei care s-au dus și au dat o mână de ajutor ucrainenilor sau de fapt refugiaților de orice etnie și cetățenie ar fi, care erau unii dintre ei poate mai vizitaseră țara noastră, județul nostru, alții poate erau pentru prima dată dezorientați, nu știau unde să se ducă, încotro să se îndrepte. Cum au decurs primele zile față de scenariile făcute, față de, nu știu, cum vă imaginați că aveau să se întâmple lucrurile, cum s-a potrivit cu realitatea din teren? Așa cum cred că nimeni nu s-a așteptat, reacția extraordinară, acel tsunami de empatie al organizațiilor care doreau să ajute, evident și pe noi ne-a luat în surprindere. Nimeni nu s-a așteptat la acest lucru. Și a trebuit tocmai să ne adaptăm, să punem puțină regulă acolo, pentru că deja erau momente când veneau câte 2-3 cetățeni în Ucraina și erau îndreptate vreo 10 sandvișuri către persoanele acelea care poate nici nu doreau foarte multe din ele. Unii strigau, unde vrei să mergi? Hai la mine, hai la mașina mea să te ducă ei. Și în momentul acela trebuie să ne adaptăm și să colegii de la poliție, la jandarmerie, să desfășoare un dispozitiv și să pună puțină regulă. Nu s-a întâmplat din primul moment, pentru că era și culmea să apărăm și noi cu niște sandvișuri eventual pe acolo să le servim. Sau dacă am fi intervenit altfel, era exista posibilitatea ca lumea să spună, bă, voi nu faceți nimic, dar nici pe noi nu le lăsați. Și atunci totul a fost făcut gradual, astfel încât lumea să înțeleagă, să le explicăm ceea ce dorim să facem, ca să lăsăm acele culoare de trecere și să punem puțin la punct toată această situație la care, spuneam, nu ne așteptam nici noi la această manifestare, explozie de empatie și de multă lume din partea societății civile care dorea să ajute. Acesta a fost poate puțin. Bun, să vezi un război în Europa după 8, nu știu cât să mai calculăm, de ani de pace în această zonă, să vezi un război, probabil creează emoții destul de puternice și de aici empatie. Așa, când auzi prin altă parte, prin lume, pare departe, dar când este lângă noi, evident, reacțiile sunt mai puternice. Eu am fost acolo în primele zile, petrecut destul de mult timp observând cum decurg lucrurile, într-adevăr foarte haotic, pentru că nu exista o organizare neapărat. Exista problema barierei lingvistice. Nu reușeau să se înțeleagă cei care doreau să ajute cu cei care poate aveau sau nu nevoie de ajutor. Erau și destul de multe persoane care vorbeau limba ucraineană și veneau din ce în ce mai multe. Spuneam, problemele identificate erau asta, într-adevăr. Faptul că exista un entuziasm care poate într-adevăr putea să
nu să spere neapărat, dar să creeze o stare de disconfort sau nu știu cum să zic, celor care... I-am văzut dându-se înapoi 2-3 pași, nu înțelegeau ce se întâmplă, pentru că la un moment dat chiar... Ulterior, la început oamenii erau foarte reticenți, nu înțelegeau ce se întâmplă, nu știau de ce sunt ajutați, exista bariera, spuneam lingvistică, nu reușeau poate să se înțeleagă neapărat foarte bine. Ulterior, când au început să fie difuzate probabil mai multe știri în Ucraina despre ajutorul pe care îl primesc refugiații, ei probabil deja știau la ce să se aștepte. Dar cei care au venit la început, într-adevăr, pentru cei care au venit la început, a fost poate o situație neprevăzută cu care s-au întâlnit acolo și era într-adevăr nevoie de această organizare. Deci, întrebarea de la care plecasem este... care au fost, nu știu, chestiunile neprevăzute apărute față de scenariile pe care vi le construiseți inițial? Niciun scenariu nu putea să bată cu ceea ce s-a întâmplat, asta fără doar și poate. Chiar ne întrebau, pentru că au fost acolo rând pe rând reprezentanți de pe toate continentele, atât din mass media, ONG-uri sau cei care se ocupă de refugiați de pe toate continentele, și ne întrebau și ei la un moment dat, după ce lucrurile s-au pus la punct, ne întrebau uimiți, voi ați fost pregătiți pentru așa ceva? Exact ce mă întrebați. Am zis, da, am mai avut vreo 2-3 războaie retorică, evident, și au râs și ei, și-au dat seama că noi nu eram pregătiți, dar ceea ce am făcut acolo a fost extraordinar, pentru că cel mai frumos compliment pe care l-am primit a fost de la un jurnalist american, care el avea exact tema asta, tema refugiaților, și a fost în absolut toate taberele de refugiați de pe toate continentele. Și în momentul în care a spus că o organizare ca noastră n-a văzut nicăieri și ne-a felicitat, deja atunci știam că am făcut lucrurile bine, pentru că n-aveam niciun reper, n-aveam nicio situație anterioară la care să ne raportăm, să spunem a fost bine, a fost rău. Și atunci, în momentul când vine un astfel de element neutru din altă parte și îți povestește că a fost în toată lumea și ceea ce vede aici este uimit, atunci lucrurile au fost și pentru noi cumva o mulțumire sufletească, dincolo de faptul că mulțumirea sufletească am avut-o în fiecare zi când am ajutat acești cetățeni. Peste 150.000, nu m-am mai uitat pe ultimele cifre, de cetățeni ucraineni au intrat în România prin Vama Siret de la începutul conflictului. Nu vă cer cifre, că se schimbă de la o zi la alta și de la o oră la alta, dar câți dintre cei care au intrat în țară au avut nevoie de sprijinul oferit de ISU? Toți, pentru că nu ne referim doar la taberele mobile, ne referim din momentul când au intrat în țară, pentru că noi am avut colegi acolo stabiliți care efectiv luau bagajele, copiii în brațe și îi duceau către mijloacele de transport sau la corturile de așteptare din zonă pentru în așteptarea unui mijloc de transport. Toate mijloacele deci care este fluxul atunci în cazul ăsta? Care e fluxul? Asta spun. După ce au trecut de punctul de trecere a frontierei, colegii mei pompieri stau acolo în zonă și voluntari ISU îi preiau cu bagajele, îi ajută și îi duc până în zona în care sunt traducătorii. Acolo află ceea ce doresc ei să facă mai departe. Să rămână sau vor să meargă, de exemplu, spre Suceava. Și avem acolo corturi special amenajate în care îl punem pe cetățean să aștepte până când autobuzul cu Suceava, de Suceava se umple și atunci pot să meargă toți. Acolo, în corturi, la fel. Li se asigură o hrană caldă, în corturile sunt încălzite, asistență la fel. În punctul de trecere a frontierei este un compartiment celor de la DSP, unde au un punct mama și copilul, și bebelușii care intrau în țară puteau să rămână acolo, puteau să alăpteze mămicile, puteau să schimbă scutece și așa mai departe. Când, în momentul în care se stabilea un transport, ați văzut și noastră, erau aproape 20 de microbuze sosite de la inspectoratele de situații de urgență din țară, pentru că au fost, cred că, peste 1000 de colegi care s-au rulat în acest timp. Și, efectiv, am transportat noi cu microbuzele, astfel încât să nu existe probleme.
cei care preluau s-au înscris în punctul operativ pe care îl aveam acolo de comandă, constituit majoritatea din pompieri militari, dar și cu reprezentanți din celelalte instituții cu funcții de sprijin, în Comitetul Județean pentru Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Și acolo aveam efectiv pe grupuri stabiliți, transportatori, cei care aveau cazare, ajutoarele unde să vină, unde să fie depozitate, deci era inclusiv translator și așa mai departe. Deci toate erau puse la punct astfel încât cei care schimbau colegii și preluau un lucru foarte bine definit. Și continuau această operațiune de ținere a evidenței a tot ceea ce se întâmplă acolo, pas cu pas. Nu pleca niciun cetățean ucrainean fără să știm datele șoferului, aveam datele personale, numărul mașinii și așa mai și locația către care declara că se îndreaptă acesta, astfel încât dacă trebuia să urmărim o persoană, știam cu cine să luăm legătura. Apoi, pompierii, ce mai fac? Există punctul medical avansat. Avem acolo o ambulanță de terapie intensivă cu medici de la Unitatea Primirii Urgențe și din țară, inclusiv, cu asistenți și cu paramedici, gata să ofere asistență medicală de urgență chiar la orice situație gravă ar fi apărut. Și am avut exemplu cu cei doi bebeluși care au avut afecțiuni foarte grave și pe care i-am preluat cu ambulanța de terapie intensivă de dincolo de No Man's Land, fâșia de frontieră. I-am adus, unul dintre ei a fost preluat cu elicopterul, iar celălalt a fost transferat cu ambulanța de terapie intensivă mobilă până pe aeroport, la Salcea, de unde a fost preluat de o altă aeronavă SMURD. Dacă e să vorbim de tabere, deja acolo e o altă poveste. Așa. O altă poveste extraordinară a ceea ce s-a întâmplat în acea zonă, pentru că am încercat să facem absolut tot ce era omenește pentru ca acești oameni să aibă condiții normale de a sta, chiar dacă pentru o scurtă perioadă de timp. Și aici mă refer la acele instalații de aer condiționat cu care erau dotate corturile anterior. Ele le trebuiau un anumit normativ, o anumită caracteristică, trebuia să fie 5 grade Celsius ca ele să poată porni și să funcționeze la parametri normal și atunci am suplimentat cu calorifere termice și așa mai departe. Deci, de fiecare dată am găsit soluții astfel încât oamenii aceștia să lucrească foarte bine. Au avut saci de dormit care erau în dotarea taberei, apoi am suplimentat cu pături, am adus și televizoare, au avut internet gratuit, cort pentru copii, avem acolo un punct medical care la fel este deservit de colegii de la DSP, cu un medic care vorbește ucraineană. Mulți dintre colegii mei, mai ales din zona Siret, vorbesc ucraineană și au ajutat pe traducătorii care erau voluntari. Am adus colegul psiholog cu echipa sa, care acum s-a mărit, erau 23 de psihologi, dar acum a ajuns la un număr de 40 de psihologi cu drept de liberă practică, iar oamenii aceștia s-au împărțit în echipe și au stat zi de zi, au umblat din cort în cort și au încercat să ajute cât au putut de mult pe cetățenii veniți din Ucraina, nu numai ucraineni, pentru că s-au perindat acolo de pe toate continentele, și irachieni, și portughezi, un grup mare de studenți indieni, dacă indieni, să... Da, la fel a fost o parte dintre pakistanezi și așa mai departe. Am încercat să acoperim toate nevoile lor. Am luat inclusiv un cort, împreună cu prietenii de la Salvați Copii, l-am dotat și l-am utilat. Înainte de asta, un coleg de-al meu umbla cu un sac plin de jucării printre corturi și împărțea ca un veritabil Moș Crăciun jucării. I-am scos pe copii la un fotbal, jucam. Deci a fost... Cumva încercam să le ușurăm această situație, pentru că mămicile cu siguranță nu puteau să fie liniștite decât în momentul în care vedeau că și copiii lor sunt în regulă, cât de cât. Mintea lor oricum era acasă, la soțul rămas probabil să lupte în Ucraina. Da, știu probabil telespectatorii noștri că cel mai mare număr de persoane care au trecut granița în această perioadă este reprezentat de femei și copii, având în vedere că acolo există acel decret care nu permite
bărbaților apți de a fi înrolați în armată să părăsească țara. Cu atât mai dificilă misiunea în această situație, având în vedere că este vorba despre mame și copii de toate vârstele. Și bătrâni. Și bătrâni, da, da, da. Și aici au fost câteva probleme. Da, peste pentru 60. Că ei veneau de pe drum, un drum parcurs de câteva zile, unii dintre ei cu boli cronice, care poate nu și-au luat medicația la timp sau chiar deloc. Și atunci, evident, au avut câteva probleme. Dar am avut, așa cum spuneam, inclusiv echipaj smurt cu ambulanță și în momentul când a fost probleme, medicul din tabără i-a acordat primul ajutor medical și dacă a necesitat, a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare. Aș vrea să insistăm puțin pe colaborarea cu colegii din celelalte județe. Nu v-ați fi descurcat singuri, cred, dacă nu ați fi primit sprijin. Au văzut locuitorii județului Suceava acele microbuze și fiecare dintre ele avea visul Brașov sau nu știu, mai aveau scrise pe ele de unde sunt venite. Cum a decurs această colaborare? Ce colegi au venit în sprijin? Pe ce domenii anume au ajutat? Au ajutat exact pe toată gama de misiuni la care suntem implicați. Fiind o structură militară condusă de la centru, la Inspectoratul General pentru Stații de Urgență și Departamentul pentru Stații de Urgență, a fost foarte simplu, pentru că deseori când se întâmplă, observați și noastră, avem un incendiu mare, le vin în sprijin colegii de la Botoșan sau de la Bacău sau de unde, sau care sunt mai disponibili și care nu au probleme. Ei, la fel s-a întâmplat și acum. A fost organizată și vreau să vă spun că toată această planificare este organizată pe timp îndelungat, deci pe mediu și lung. Nu luăm haotic sau dăm un telefon, mai 5 oameni sunt trimiți. Nu, deja se știe dinainte. Suntem o structură militară și efectiv toate lucrurile astea trebuie cunoscute dinainte, astfel încât să asigurăm permanența exact pe domeniile care țipă mai tare, deci acolo unde e nevoia este stringentă. Și au venit colegi, exact cum spuneam, care au venit pentru prima oară, dar au preluat niște lucruri foarte bine puse la punct, astfel încât a fost foarte ușor pentru ei să se adapteze situației și nu a fost nevoie, de exemplu, de o pregătire anterioară sau... De asta spun. Și acum, din ce județe, sunt foarte multe, chiar nu mă amintesc, deci din toată țara, de pe toată suprafața țării, din toate județele, și vreau să le mulțumesc. Bine, nu numai la noi, au fost redirecționați și către celelalte zone de frontieră unde au mai fost... Da, avem zonele de frontieră directă cu Ucraina, mai avem Sighetul, mai avem Tulcea, exact, Galați. Da. Dar e clar, ceea ce s-a întâmplat la noi depășește. Este cel mai mare. Vama Sereta a fost cea mai undeva accesată. Peste jumătate la ceea ce s-a întâmplat peste tot, în toate punctele de frontieră, ca să înțelegem dimensiunea. Deci, nu știu de ce s-a întâmplat tocmai la Siret, dar ideea e că ne bucurăm că nu am avut reproșul sau nimeni nu ne-a reproșat nimic. Din potrivă, toată lumea a fost uimită, așa cum spuneam. Iar ceea ce am organizat la Suceava, am transmis ca model de bune practici și pentru celelalte puncte de frontieră din țară, la Siret mă refer. Ceea ce s-a întâmplat în punctul de trecere a frontierei Siret a fost trimis ca model de bune practici și pentru celelalte zone din țară, astfel încât să le ușureze și lor sarcina în momentul în care se vor afla în fața unei situații ca și noi, cu aflux foarte mare de persoane prin momentele pe care am trecut. Interesant. Au venit colegii din țară în sprijin. Am văzut, în schimb, că este asigurată comanda de ofițeri de la Suceava. La tabăra de la Siret am văzut că este colonelul Constantin Parasca, colonel, da. Nu? Știu că era șef la detașamentul Rădăuți, este, era adjunct într-o vreme, șef la detașamentul Rădăuți, nu? La tabăra de la Rădăuți, tot un ofițer de la Suceava, tot un ofițer. Comandantul detașamentului Suceava, colonelul Tăuteanu. Da? Colonelul Tăuteanu. E asigurată, de spunem, de ofițeri de la Suceava. Am văzut că i-a fost făcut chiar un portret colonelului Parasca.
pe pagina Ministerului Internelor, Afacerilor, da, Ministerul Afacerilor Internelor, a apreciat activitatea, să zic, în acea zonă, mai ales că a fost și locul probabil cel mai vizitat de oficialități de la începutul anului, situației. Da. Și premierul, și președinte, și comisari europeni, și ambasadori, și miniștri străini, și nu știu, foarte multă lume a venit pe acolo, apreciat, înțeleg, activitatea colegilor. Gândiți-vă că numai din presă. A, presă nu mai zic. Da, avem grupul format acolo, dacă o să vă uitați, sunt peste 200 de membri. Gândiți-vă cât și de peste tot. Da, am văzut eu colegi și am mai interacționat cu unii dintre ei. N-a fost niciodată presă internațională atât de multă în județul Suceava, iar în România stăteam și mă gândeam, nu știu, dacă se compară interesul acordat în acest moment acestei zone, poate se compară cu Revoluția, poate nu e la fel de mare, poate atunci a fost un interes mai mare pe, din punct de vedere internațional, poate Mineriadele, în rest nu știu dacă a existat vreodată un interes atât de mare față de România, așa m-am întâlnit cu colegi din Europa, din toată Europa, și din Portugalia, și din Spania, și din Austria, și din Cipru, și din Statele Unite, și din Asia, din Asia de Nord, din Coreea, din Turcia, da, foarte, foarte mulți colegi din presa internațională. Cum a fost relația cu colegii din presa internațională? Exact cum spuneam, deci erau foarte încântați de ceea ce vedeau și foarte mulțumiți inclusiv de organizarea pe parte de media. Am avut și eu șansa să am ajutor, pentru că, sincer, de două ori am dormit în patul meu de când a început pandemia și poate de cinci ori am trecut în total pe acasă. În pandemia. Totuși, doi ani de când. Exact. La criza refugiaților, să-i spunem. Conflictul armat. M-am luat după tine. La începutul anului, da. De când a început afluxul de persoane din Ucraina și am organizat astfel încât ei să fie la curent cu ceea ce se întâmplă acolo. Am organizat un grup de WhatsApp strict pentru problemele de pe punctul de trecere a frontierei, în care am anunțat tot timpul când au venit oficialități din alte părți și primeau zilnic situația cu persoanele care treceau și așa mai departe și alte date de interes. Și mai mult decât atât, am organizat un Media Operation Center, un MOC, așa se denumește. E o organizare specială exact în situație de criză, în care sunt două containere, unul destinat comunicatorilor, cei care asigură comunicarea în zonă, și unul destinat colegilor din mass media, cu laptopuri, cu acces la internet, cu imprimantă, cu un loc încălzit, un loc unde poate să servească o cafea și să-și facă materialul, să-l trimită mai departe. Și lucrul acesta a fost de asemenea foarte apreciat, mai ales că s-a răspuns prezent la orice solicitare din partea lor. Ne-am împărțit pe echipe, unii au stat în punctul de trecere a frontierei, alții au stat în tabără, acolo am stat și eu mai multă vreme și am acoperit astfel toate zonele, iar ei, unde au avut nevoie de suport, i-am îndrumat dacă s-a putut intra într-o locație sau, de exemplu, au vrut să transmită live-uri de la noi din Curtea Inspectoratului de la Suceava. Am sunat și le-am mijlocit acest lucru astfel încât ei să-și realizeze materialele și au fost foarte încântați. Da, și din câte am monitorizat eu presa internațională, reacțiile au fost pozitive în mare parte. Cum a fost relația cu organizațiile, cum a decurs relația cu organizațiile, cu voluntarii, cu organizațiile neguvernamentale care s-au implicat? Cum a fost această colaborare? Erau tot un fel de jurnaliști. Deci, practic, și ei voiau să știe cum decurg lucrurile acolo, dar pe lângă acest lucru doreau să afle ce nevoie mai avem și să se implice, să ajute la rândul lor și foarte multe dintre organizații au ajutat, astfel încât ceea ce avem acolo în tabra de la Siret să fie îmbunătățit pe zi ce trece. Inclusiv acum avem niște dușuri, aduse tot așa de un ONG cunoscut din România, n-aș vrea să le numesc pentru că au fost atât de multe și
n-aș vrea să nu amintesc pe cineva și atunci să se supere careva. Și inclusiv deci partea de dușuri a fost acoperită. Sunt 14 dușuri, 8 pentru femei, 6 pentru bărbați, în condiții mai mult decât decente. Așa cum spuneam, s-au mai adus niște containere, unul special pentru mama și copilul, cu mobilier adecvat, tot așa pentru schimbat scutecele, pentru alătat, pentru acordat asistență medicală mamelor care vin în zonă. Or să mai fie inclusiv containere pentru locuit, câte 4 locuri în fiecare container, condiții care să le asigure în caz că ne așteptăm și o să vină mai multe persoane, pentru că acum suntem așa într-o așteptare surdă, nimeni nu știe ce se va întâmpla, dar dacă se va întâmpla, să fim pregătiți, inclusiv să se primim și acolo. Mm-hmm. Ai fi făcut față taberele mobile ale ISU Suceava plus cele trimise în sprijin de la alte inspectorate dacă nu ar fi existat acest, nu știu, sprijin al voluntarilor inițial care și-au pus la dispoziție spații de cazare pentru cei care au venit? Cu siguranță, așa cum spuneam, taberele noastre erau pentru o perioadă îndelungată, ori oamenii aceștia, unii dintre ei aveau nevoie de soluții pe termen lung. Și atunci a obligat, nu puteai să ții în tabără, la cort, când puteai avea aceste spații de cazare mult mai bune. Nu vreau să vorbesc despre instituția pe care o reprezint, despre colegii din Ministerul Afacerilor Interne și despre celelalte structuri suport, dar noi aici am fost o echipă. O echipă împreună cu societatea civilă. O echipă extraordinară pe care n-am văzut-o de foarte mult timp și care mi-ar plăcea să o văd, să văd această continuitate și după ce se va termina tot acest coșmar. Pentru că mi-a plăcut foarte mult cum fiecare a sărit pe de o parte. Societatea civilă, noi de partea cealaltă, ne-am pus împreună la masă și am căutat soluții ca să facem ceea ce este mai bine pentru acești oameni. Fiecare și-a pus la dispoziție resursele financiare, materiale și așa mai departe, umane, logistice, ce avem noi și ce au ei, și împreună am făcut ceea ce era mai bine pentru acești oameni. Și dacă a fost o reușită, dacă noi am fost văzuți foarte bine în toată lumea asta, se datorează deopotrivă tuturor celor care au fost acolo. Deci nu putem să disociem, da, instituții publice de societatea civilă. Nu, a fost un tot. Și m-a bucurat foarte mult acest lucru. Care au fost experiențele cele mai, nu știu, puternice sau trăirile cele mai puternice sau întâmplările care au, nu știu, au rămas așa în minte și vor rămâne în minte de acum, pe mult încolo, în toată această perioadă? În general, noi pompieri suntem obișnuiți să vedem lucruri groaznice la incendii. Suntem obișnuiți să vedem lumea plângând după incendii, după persoane pe care le-au pierdut, să vedem accidente rutiere grave, să vedem victime care arată într-un fel șocant sau imaginile astea, evident, se stochează undeva și ne urmăresc. Și pe noi. Dar, cumva, dacă suntem obișnuiți, să spunem, o categorie aparte ne cam face să dreiem la această linie și aceea sunt copiii. Iar copiii aceștia care au venit, unii dintre ei cu figuri maturizate înainte de vreme, deci efectiv cred că au fost zile în care nu știu dacă au fost zile de fapt la început, dacă, în care să nu fi lăcrimat. Și nu numai eu, mă refer la toată lumea de acolo. Ei sunt cei mai nevinovați și cei care nu aveau ce căuta în acest conflict. Și când ne vedea venind pe jos, mare parte din ei, unii chiar cărând bagaje, era o imagine care efectiv îți rupea sufletul. Și dacă eu nu mi-am văzut copiii foarte mult timp, ceea ce mi-a dat tărie a fost exact acești copii, pentru că pe noi poate ne vor mai vedea, cu siguranță. În curând, însă mulți dintre ei, nu știu câți dintre ei își vor mai revedea tatăl care, dacă este la război, atunci e grav. Iar lucrul ăsta îți dă putere să mergi înainte și efectiv toți suntem setați pentru a interveni pe
termen mediu și lung. Nimeni nu stă și așteaptă, bă, săptămâna viitoare se termină și ajung acasă și nimeni nu se mai gândește așa. Da, într-adevăr, puternice și impresionante imagini am văzut și eu. Vedeam copii care strângeau câte o jucărie așa, ce au apucat să-și ia de acasă la piept și mai gând în necunoscut, privind cu curiozitate, poate în jurul lor, unii cu inocență, vedeai că nu înțeleg ce se întâmplă, alții triști pentru că exact. Înțelegeau mai multe de ce se întâmplă în jurul lor. La fel cum m-a impresionat că am văzut foarte mulți oameni care au plecat cu animalele de companie, nu au putut să-și părăsească pisica sau cățelul și acolo. Asociațiile de aici chiar și-au făcut treaba mai mult. Inclusiv ieri am văzut un leu adus lup, deci efectiv sunt implicați la maxim. Și mă bucur, inclusiv cei de la protecția copilului, deci toată lumea, n-aș vrea să uit pe careva, dar toți s-au implicat extraordinar și fiecare și-a făcut treaba în dreptul lui. Și exact cum spuneam, dacă există o mulțumire mai mare, este aceea că până acum n-am avut reproșuri sau nu s-au întâmplat drame, cel puțin din cauza noastră, a celor aflați acolo și care eram obligați să gestionăm această situație. Între timp trebuie să gestionați în continuare situația la nivelul întregului județ cu această categorie largă de situație de urgență la care interveniți în cazul în care este nevoie și sunteți solicitați. Cum v-ați repartizat forțele, nu știu, ca să reușiți să acoperiți necesitățile, nevoile? Le repartizăm astfel încât să acoperim toate nevoile. Ne ajutăm inclusiv de colegii pompieri civili de la serviciile voluntare pentru situații de urgență. Acolo ne e de nevoie. Și deplasăm, exact cum au venit alți colegi din alte județe, la rândul nostru deplasăm de la Suceava la Fărticeni, sprijin Fărticeni la Humor și așa mai departe. Deci tot timpul acoperim zona. Chiar dacă nu pleacă autospeciala la incendiu să stingă, efectiv se duce în bază, în curte, la subunitatea din Fărticeni și în caz că izbucnește un alt incendiu să fie acolo deja o mașină care să plece spre acea intervenție. Suntem obișnuiți cu lucrul acesta pentru că și la noi e o lipsă foarte mare de personal și ne-am adaptat ca orice militar, știți cum e, un militar se adaptează la toate la tot ce apare la neprevăzut, astfel încât să asigurăm această intervenție și dacă e să fac un apel, aș face inclusiv la populație, mai ales la cei care zilele acestea s-au întrecut pe sine și au dat foc la tot ce a apucat, deci teren, au ars inclusiv undeva spre Cândești, pentru că noi gestionăm, cel puțin garda de intervenție de la Siret, gestionează, au în garnizoarea lor de intervenții și două localități din județul Botoșan, pentru că sunt mai aproape de cel mai apropiat unitate, cea mai apropiată unitate militară, care e la Dorohoi, la ei, am impresia. Și atunci noi, de la Siret, mergem și intervenim în zona Mihăilen și Cândești, sunt două localități, acolo două UAT-uri cu localitățile aferente și am avut inclusiv acolo un incendiu în care au ars o cantitate foarte mare de vreo 15 baloți de paie cu pericol de propagare la case de locuit și așa mai departe. Aceste incendii... Extins de la un incendiu de vegetație? Exact, extins de la un incendiu de vegetație. Sunt foarte păcătoase din toate punctele de vedere pentru că se întind pe suprafețe mari. Zonele sunt foarte greu accesibile, în zonele acelea nu există apă, de cele mai multe ori, mai ales dacă ne referim la o suprafață împădurită. Și e foarte, foarte greu de stins și necesită un efort extraordinar și foarte multe forțe și mijloace pe care le trimiți, le disluci, le trimiți acolo, le epuizezi și după aia te trezești că mai ai o altă intervenție în altă parte. De ce? Din neglijență, pentru că oamenii s-au învățat să dea foc și nu e în regulă lucrul ăsta. Oricâte apeluri am făcut noi, oricâte amenzi s-au dat de către colegii de la inspecție, văd că acest obicei continuă și nu numai la noi, vedem că toată țara e practic
în sezoane e în flăcări. Sunt sezoane în care efectiv țara e în flăcări. Am văzut zilele astea pe Facebook, ardea undeva în apropierea unui drum național, nu vedeai. Adică intrai în fum, nu știai ce găsești acolo. Mergeai cu mașina și era fum atât de gros încât nu pot genera accidente rutiere. Exact. Dar facem apel, însă sperăm ca oamenii să înțeleagă și singuri că nu e o soluție aceasta să dai foc și mai rău decât a da foc, să fugi de acolo, să pleci și să nu te intereseze ce se întâmplă după tine. Asta e cea mai mare pericol. Astea ar fi cele mai dificile așa de sezon, să zic. Da, acum, rest, am ieșit din iarnă sau în fine am ieșit. Aproape ieșim din iarnă. Incendiile la case mai sunt inevitabile. Cred că dacă s-ar să se mai grăbească cele din cauza sistemelor de încălzire. Dacă s-ar sfârși, ne-am luat și noi o vacanță mai lungă, dar cel puțin nu avem parte. Fiecare sezon vine cu tipul său de incendii și atunci avem treabă, ca să spun așa, pe tot parcursul anului. Ok. De asta întrebam cum v-ați organizat, pentru că Suceava este un județ mare cu o problematică variată, foarte variată comparativ cu alte județe și mari. Pe bilanțuri, nu m-am mai uitat, exact. Dar cred că tot așa pe primele locuri în țară la numărul de suntem de intervenții? Primele 10 pe acolo, să spunem, că ca număr de intervenții nu stăm chiar rău. Accidente, nu mai zic că avem accidente, având logic rețeaua de drumuri cea mai mare din, cea mai lungă din țară, e logic și într-adevăr este un județ cu o suprafață întinsă, cu riscuri foarte multe, atât la inundații, la incendii, la tot felul de catastrofe la care evident trebuie să intervenim, dar așa cum spuneam, ne-am organizat împreună cu colegii din țară, la Inspectoratul General pe situații de urgență, astfel încât turele să fie asigurate și să acoperim orice problemă ar apărea. Asta zic, de asta am și insistat, e important să le transmiteți oamenilor dacă adică să nu zică că ați mutat forțele acolo și rămână descoperite. Din punctul meu de vedere, să stai liniștiți că vom interveni exact ca și până acum. Bine, rău, noi suntem ăștia, nu suntem perfecți, dar dăm totul atunci când mergem la intervenții și să le rezolvăm cât mai repede și să salvăm cât mai mult. Ok. În concluzie, după prima lună de aproape o lună, mâine o lună, adică mâine, săptămâna asta e o vineri, joi. Joi. În fine. Așa, în concluzie, după o lună de, să zic, gestionat această nouă situație, această noutate și pentru ISU Suceava, cu ce am putea să rămânem și ce ăștia ai trebuit să știe și oamenii. Exact cu ce spuneam. Mi-a plăcut foarte mult și m-a bucurat această unitate, această simbioză între instituții publice și societatea civilă, fie că erau persoane private, simplu om care, ați văzut, au venit și au împărțit bani, sandwich-uri și fac parte din această echipă extraordinară. Și mi-ar plăcea ca, după ce se termină toată această grozăvie, să continuăm în același sens și în același ritm. Pentru că și noi avem problemele noastre, avem și noi oamenii noștri care nu o duc chiar atât de bine și poate că inclusiv la nivel de județ, la nivel de, nu știu, și de țară, în momentul când societatea civilă merge umăr la umăr cu instituțiile publice, atunci lucrurile cred că se rezolvă mult mai bine. E o utopie, cred că, dar utopia aceea s-a demonstrat în aceste momente că poate fi realizabilă. Deci în momentele acestea eu am văzut o speranță că putem să ne facem bine și chiar îmi doresc din tot sufletul să întâmplă lucrurile. Eu zic că sunt foarte mulți factori care au contribuit la asta și aș fi curios să citesc un
studiu poate al unui cercetător de specialitate care să ne explice care au fost mecanismele care au dus la această mobilizare. Chiar aș fi interesat să văd cum vede un specialist tot factorii declanșatori și tot acest mecanism, ar fi foarte interesant. Mulțumesc pentru prezența în această emisiune. Mulțumesc și eu. A fost capitanul Alin Găleată, purtător de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bucovina al județului Suceava. Am discutat despre implicarea instituției în gestionarea acestei crize, acestei situații generată de fluxul mare de persoane care fug din calea războiului și caută refugiu în țara noastră. Eu sunt Dinu Zară. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă invit să urmăriți în continuare programele televiziunii Intermedia.